Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancient. Astăzi am venit la stomatolog pentru a discuta despre parodontoză. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Domnule doctor, ce este parodontoza? Parodontoza, spusă popular parodontoză în termen medical, boala parodontală sau parodontopatia, este boala țesutului de susținere a dintelui, practica ligamentelor care susțin dintele în alveolă și se produce printr-un proces inflamator continuu în zona țesutului de susținere a dintelui. Cauzele încă nu putem spune că sunt foarte clare. Ar fi vine pe parte genetică, clar, adică unii o moștenesc, alții nu. Ce s-a observat că la cei care o moștenesc, anumite bacterii trăiesc în acele cavități bucale și în altele nu. Adică mediul este favorizat. Bineînțeles că sunt foarte mulți factori care o accelerează. Adică dacă vii pe un fond genetic și boala o moștenești pe o genă și se asociază cu o altă boală cronică, de exemplu diabet, care o poate accelera, sau o igienă defectuoasă, foarte mult tartru care nu este îndepărtat la timp, fumatul excesiv este, chiar am făcut un studiu, pot să zic, pe partea asta, și fumătorii mari care vin pe un fond genetic de boală parodontală, practic boala se dezvoltă mult, mult mai repede. Adică am văzut pacienți tineri și undeva la 30 de ani care erau practic în punctul de a-și pierde toată dantura pe acest fond genetic, dar, repet, fumătorii mari, deci trebuie să aibă foarte mare grijă la acest aspect. De asemenea, o ocluzie incorrectă, adică mușcătura, da? O ocluzie incorrectă înseamnă forțe mai mari pe anumiți dinți, pe un fond de boală parodontală, ea poate fi accelerată. Adică să evolueze mult mai repede, într-un timp mult mai scurt. Putem să clasificăm parodontoza? Acum, boala e clasificată în mai multe feluri. Poate fi parodontopatie cronică, poate fi acută. Ce înseamnă? Că procesul inflamator este foarte intens, cu secreții, sau poate fi mai în surdină, cronică, în care nu îți dai seama decât când o să începe să se retragă cu el gingia și începe să apară mobilitatea, ca să înțeleagă toată lumea. Pot spune că poate fi și doar localizat, adică pe anumite zone. Într-o zonă, de exemplu, în zona laterală, molarii să fie în regulă, iar în zona incisivilor să avem o mobilitate accentuată și o rezorție osoasă accentuată. Bineînțeles, rezorția osoasă accentuată înseamnă ulterior și mobilitate. La nivelul mobilității, o clasificăm în mai multe, mobilitatea poate fi de gradul 1, 2, 3, deja la gradul 4, acel dinte este compromis. Cum poate fi stopată? Sau poate fi stopată? Acum, un tratament clar în care să spunem am făcut rețeta X sau așa care să pacientul să o ia și să se vindece, nu există. Știm ce o accelerează. Să vină pacienții la control cât mai repede, mai ales dacă știu că au avut pe cineva în familie cu boală parodontală. Se face o radiografie de control, vedem unde este nivelul osului. Dacă observăm semne, putem să-l dispensarizăm, să-l monitorizăm tot la 3 luni, să fie o igienă foarte, foarte bună. O igienă riguroasă trebuie să-i explicăm noi, pentru că de obicei pacienții nu știu cum să facă această igienă. Mă refer la periuțe interdentare, duș bucal, așa mai departe. De asemenea, igienizarea făcută de medicul specialist parodontolog pe care noi îl avem aici în clinică, igienizare profundă, adică un detartraj subgingival, e puțin diferit față de detartrajul clasic, care ar îndepărta depunerile și
piatra, a zis pe înțelesul tuturor, care se află sub gingie și care este foarte iritantă. Fiind depusă pe rădăcina dintelui, are margini ascuțite și irită gingia. Și atunci, automat, ea are tendința să se inflameze și să se retragă. Mai nou, oferim și un tratament cu un laser care dezinfectează pungile parodontale. Ce înseamnă asta? După ce osul, dacă pacientul ajunge cu boala deja avansată, apar pungile parodontale, adică osul s-a retras, între dinte și gingie apare un spațiu unde se acumulează placa, adică mâncarea amestecată cu salivă și așa, care stagnează acolo și acela este un mediu perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. Acele pungi parodontale dezinfectate cu laserul ajută. Bineînțeles, nu readuc osul înapoi, dar stopează sau reduc viteza de evoluție a bolii, ca să zic așa. Depinde foarte mult în ce stadiu o descoperim. Dacă este într-un stadiu foarte avansat, cu mobilitate, grad 3-4, de multe ori nu mai poți să faci nimic. Însă vine varianta implantului, dacă se ajunge în acel punct. Care sunt cei mai predispuși pacienți? Cel mai mare număr de pacienți cu parodontoză, să zic, un stadiu mediu al evoluției bolii, undeva între 40-50 de ani. Acolo am descoperit cei mai mulți pacienți, bineînțeles și după 50 de ani, dar undeva aici. Însă, tot mai des, în ultima perioadă, am descoperit pacienți și sub 40 de ani, inclusiv sub 30 am descoperit, cu boală parodontală destul de avansată. Ceea ce e un semnal de alarmă. Bineînțeles, la unii dintre ei au fost anumiți factori asociați, dar am avut și pacienți în care ocluzia era corectă, o igienă satisfăcătoare și totuși boala avansa. Bine, nu într-un ritm atât de accelerat, dar avansa. Există vreo diferență pe sexe? N-aș spune. Poate ce am mai observat la sexul feminin, după menopauză, o accelerare a rezorției osoase, dar n-aș putea generaliza în acest moment. Fumătorii, clar. De obicei, fumătorii mai mari sunt bărbații și atunci ai pe segmentul ăsta. Nu este o diferență clară între sexe. Ce ar trebui să-i alarmeze pe pacienți? Care sunt primele simptome? Sângerările gingivale, depozite de tartru, dacă văd că se depune foarte mult tartru, de obicei apar pe spatele incisivilor, tartru apare mai accelerat pe spatele incisivilor inferiori. De fapt, ei sunt, într-o parodontopatie generală, ei sunt primii afectați, deci cam primii care se pierd sunt incisivii inferiori. Bineînțeles, deja o mobilitate a dintelui clar este un semn, dar deja este destul de târziu. Deci o inflamare a gingiilor, cel mai bine ar fi să vină la control ca noi să observăm din cât mai devreme eventuale semne ale bolii. Pacientul cu parodontoză are nevoie de o îngrijire specială? Noi am recomandat la 6 luni un control. Acum, dacă descoperim un pacient cu boală foarte avansată, recomandăm chiar la 3 luni. Chiar la 3 luni, dacă vedem că boala este într-un stadiu avansat. Parodontoza poate fi vindecată? Putem să scăpăm definitiv de ea? Definitiv, greu de spus. Nu, practic nu avem un leac, ca să zic așa, să o înlăturăm total. Însă dacă o descoperim din timp, vedem care ar fi factorii care ar agrava-o, o putem încetini mult, mult. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase pe care le-ați oferit astăzi, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși și cu dinți frumoși!